Un simbol al stațiunii Băile Herculane, Vila Elisabeta, una dintre cele mai vechi clădiri din istoria orașului, are o șansă de reabilitare. Clădirea se află într-un stadiu avansat de degradare, deși a trecut printr-o restaurare care s-a dovedit a fi eșuată. Vila, care poartă numele celebrei împărătese austriece Sisi, poate fi reabilitată cu ajutorul unor fonduri obținute de autorități printr-un grant norvegian. Cele 2 milioane de euro ar trebui să transforme și să readucă în circuitul turistic clădirea care va deveni casă de cultură. Un pas făcut în Vila Elisabeta înseamnă, de fapt, un pas înapoi în timp cu aproape 145 de ani. Construită în 1875, clădirea a fost martora unor întâlniri istorice între celebra împărăteasă austriacă și monarhii României de la acea vreme. Faimoasa Sisi, care în anul 1887 a petrecut un sejur de 6 săptămâni la Băile Herculane. Este remarcabil faptul că împărăteasa s-a îndrăgostit de această stațiune și a venit de numai puțin de 5 ori ca oaspete al stațiunii Băile Herculane, dar cel mai important sejur a fost cel din primăvara anului 1887. Împărăteasa a primit-o aici și pe prietena ei, regina Carmen Silva, Elisabeta a României, care a venit însoțită de regele Carol I, dar bineînțeles într-o vizită neoficială, și au fost găzduiți la hotelul Franz Josef, care este în fața Vilei Elisabeta. Ultima reabilitare a clădirii a fost făcută de comuniști în anii 60. Degradarea continuă a început după 1990, iar în 2012, cu fonduri de la Ministerul Culturii, s-a încercat o restaurare, eșuată însă după ce constructorul a intrat în faliment. Clădirea este o ruină și acum, spre dezamăgirea turiștilor care vin în stațiune. Acum clădirea va intra în reabilitare din primul rând. Sunt convins, cu bani iară care se face iară un alt hotel al vreun politician în altă parte. Mi-e rușine. Nu credeți că se va reabilita? Nu vreau să vă dau niciun termen, nu am nicio nădejde. Nicio nădejde, îmi pare rău. Se va reabilita, cine știe. Vom mai veni peste 10 ani să vedem. Depinde ce politică, cine vine. Că când se schimbă odată toată clasa politică, poate că atunci mai sunt șanse. Altfel, nicio șansă. E părăsită, abandonată, putea să fie un muzeu, puteau să fie exponate din acea perioadă. Într-adevăr, să ai ce să vezi când vii, nu să te plimbi doar așa, să te uiți la niște clădiri degradat. Autoritățile din Băile Herculane au reușit anul trecut să obțină 2 milioane de euro pentru reabilitarea clădirii printr-un grant norvegian. Este vorba de 2 milioane de euro și primăria vine cu contribuție proprie. Avem doi parteneri, unul român și unul din Islanda, cu care împreună suntem pentru a realiza acest proiect, ce cuprinde renovare, dotare și amenajare unei case de cultură cu spații pentru expoziții și unde va fi funcționat și bibliotecă și muzeu. În viitorul muzeu vor fi amplasate și exponate care au mobilat clădirea în anul 1875, în momentul în care a fost construită. Salonul de primire al Vilei Elisabeta, care era dotat cu oglinzi de Veneția și candelabru cu sticlă de Murano, obiecte de patrimoniu care se mai păstrează din fericire și astăzi. Aici în clădire? Nu în clădire, sunt luate din clădire, sunt la primărie și în momentul în care va fi reabilitată Vila Elisabeta, atunci bineînțeles că vor fi montate și va fi muzeul stațiunii Băile Herculane și biblioteca. Deci, practic, casa de cultură, vechea casa de cultură, va fi refăcută și destinată acestui scop pentru care a mai fost în perioada comunistă. După ce a fost semnată cererea de finanțare, proiectul se află acum în stadiul premergător scoaterii la licitația lucrării, care se va face imediat ce va fi gata caietul de sarcini.